Bună seara, bună seara, dragi telespectatori! Emisiunea Viața Gorjului vine din nou în casele dumneavoastră, de această dată cu o temă socială, tratată de noi cu expertul de comunicare din cadrul unui proiect al Asociației Psihologilor Gorjeni, Elena Sârbu. Bine ai venit, Elena, la noi! Bună seara și bine v-am găsit! Poți să spun, Irina, că noi așa ne știm? Cu siguranță, cum să nu. Și tu poți să-mi spui, Aura, că n-are rost să ne formalizăm. Bun! Irina, SENS se cheamă proiectul vostru, șanse egale și nediscriminare pe criterii de gen, un proiect post-dru, și aș vrea să te întreb în ce constă acest proiect, pentru ce l-ați gândit când l-ați gândit? Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, în primul rând. Într-adevăr, proiectul pe care îl reprezint cu această ocazie, SENS, șanse egale și nediscriminare pe criterii de gen, implementat de către Asociația Psihologilor Gorjeni în parteneriat cu încă două organizații partenere, a fost depus în vara lui 2013, iar cei pe care l-au scris din organizație la momentul respectiv, ca mai toate proiectele de pe POSDRU, de fapt Programul Operațional pentru Creșterea pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, așa cum s-a numit el în perioada 2007-2013, presupune dezvoltarea resurselor umane, după exact. Cum îi spune și numele, așa grosomodo sau la general vorbind. În specific, proiectul la care ne referim presupune formarea adulților, deci este vorba de formare continuă sau că tot este și acest concept de lifelong learning sau învățare pe tot parcursul vieții sau formare profesională continuă, le putem considera oarecum, de fapt sunt echivalente. În cadrul proiectului, după cum spuneam, presupune formarea a 531 de persoane, în majoritate femei, mai exact 400 de femei și încă 131 de persoane aparținând altor grupuri vulnerabile. De ce zic alte grupuri vulnerabile? Pentru că încă, la acest moment, femeile sunt considerate ca fiind un grup vulnerabil, iar numărul de cealaltă parte de 131 de persoane, după cum spuneam, ne-am propus noi să beneficieze de aceste cursuri gratuite și de subvențiile care se acordă de asemenea participanților la cursuri și alte categorii de grup vulnerabil, și anume, după cum am specificat noi și în materialele de promovare ale acestui proiect, pe care profit de ocazie pot să le și arăt, acesta este pliantul și de curând am finalizat și tipărirea broșurii, care arată așa. Da. Da, este destul de colorată, ne-am dorit să atragă atenția. Cu siguranță reușește. Mulțumim. Deci, după cum spuneam, grupurile vulnerabile pe care au fost vizate de colegii mei care au scris acest proiect se încadrează și familii care au, de exemplu, mai mult de 2 copii sau familii monoparentale, adică un părinte, oricare ar fi el, care crește singur copilul, sau victime ale violenței în familie, ori persoane care trăiesc din venitul minim garantat. Acei beneficiari de legea 416, dacă nu mă înșel, din cadrul primăriilor, sau persoane care locuiesc în comunități izolate, ori persoane care au ieșit din detenție. Sunt mai multe categorii. Sunt mai multe. Luate în calcul. Vreau să anunț telespectatorii că au și SMS la dispoziție pentru a lua legătura cu noi. Numărul este 0766314582. În primul și în primul rând aș vrea să te întreb, Irina, în ce fază este proiectul? Au fost deja selectate aceste persoane sau urmează să fie selectate și, dacă da, din care zonă au fost selectate? Da. Din tot Gorjul? La acest moment ne aflăm în luna a 7-a de proiect.
de fapt nu, a 8-a de proiect, luna martie. Proiectul durează 18 luni, mai exact până la sfârșitul anului 2015, în decembrie 2015, a început în iulie 2014. Ca să revenim la întrebarea dumneavoastră, au fost selectați o parte deja și urmează de asemenea să mai fie selectați și în continuare, identificați și selectate persoane care să beneficieze de aceste cursuri pe care noi le oferim prin intermediul acestui proiect. Care e modul de selecție? De exemplu, dacă telespectatorii văd acum emisiunea noastră, pot să contacteze sau deja s-a stabilit o zonă de unde mergeți să căutați oamenii, beneficiarii? Sigur pot să se înscrie, să vină în continuare să ne caute la sediul biroului de implementare, care este chiar în centrul Târgu Jiului, dacă pot să, dar cum să nu, precizez este un proiect... adresa. Da? E vorba de strada Tudor Vladimirescu, numărul 36. Asta înseamnă e lângă Muzeul Muzeu Județean și Tribunalul Gorj. Da. Ca telespectatorii care doresc să se înscrie la aceste cursuri și vor vedea imediat ce beneficiau și ce presupun aceste cursuri, pot și să sune la telefoanele noastre de la televiziune dacă nu reușesc să găsească clădirea. Cu se cheamă Casa Măldărescu. Casa este... Măldărescu. Deci la Casa Măldărescu este sediu acestui ONG. Sunteți un ONG. Da. A, așa. Este sediu de implementare. De implementarea noi proiectului. Suntem cu chirii acolo. De fapt, pe acest proiect nu neapărat, pentru că partenerul nostru 2 este și sediu partenerului 2 din cadrul acestui proiect, și anume Fundația Națională pentru Copii și Tineret Ecaterina Teodoroiu. Și v-a pus la dispoziție acest spațiu. Exact. Acolo au și ei birou și pentru acest proiect avem și noi pus la dispoziție spațiu. Da. Bun, deci la Casa Măldărescu, lângă Muzeul Județean, în partea stângă, cum stai cu fața spre muzeu, în stânga muzeului, dragi telespectatori, acolo este sediul unde acest proiect își desfășoară activitatea și unde puteți să mergeți să cereți relații, să vă înscrieți pentru aceste cursuri. Cam câte locuri mai sunt? Cam cât la sută ați ocupat locurile pentru cursuri? Să zicem așa, puțin aproape jumătate. Deci mai chiar. Sunt în jur de 200 și ceva de locuri. Da, suntem la aproape la jumătatea proiectului, de sunt perioadei de implementare a proiectului, sunt aproape jumătate din persoanele care ni le-am propus noi să beneficieze de aceste cursuri și de alte facilități sau oportunități de a depune un plan de afacere și de a fi finanțat. Că avem și această posibilitate în cadrul sau în special cei care vor participa la cursul de competențe antreprenoriale, dar nu numai, adică nu este limitat. Accesul este, pot să depună și dintre ceilalți beneficiari care au participat la cursuri, dacă sunt doamne sau domnișoare care vor să depună. Da, am zis doamne sau domnișoare, da, pentru că este majoritar ca număr, da. Dar într-adevăr, cum spuneam, pot să fie și bărbați în acel grup de 131 de persoane. Da. Ce cursuri și ce beneficii, ce subvenție? Oamenii sigur vor să știe exact ce câștigă. Da. Sunt mai multe facilități, după cum spuneam. Să o iau în ordine. Care s-ar fi cursurile de care pot beneficia în primul rând, după cum le-am enumerat noi și aici în aceste pliante. După cum vă spuneam, avem și aceste materiale de promovare pe care le-am mai diseminat, le-am mai distribuit, continuăm să le distribuim. Avem odată cursuri de scurtă durată pe care le derulează Asociația Psihologilor Gorjeni, și anume de inițiere în comunicare în limba engleză. Sunt cursuri de 70 de ore.
De asemenea, manager de proiect, competențe antreprenoriale, de care vă ziceam, și competențe sociale și civice, dezvoltare personală. Toate acestea au durata de 50 de ore, cam aproximativ 2 săptămâni, să zicem, cu examen cu tot. Așa. Dar ca și durată. Iar am văzut ca ați întrebat, și meserii. Subvențiile, da, avem și meserii, deci. Exact. Partenerul, Fundația Ecaterina Teodoroiu, de care vă ziceam, derulează programe de formare pentru meseria de cofetar, patiser și ospătar. La momentul acesta au început deja, de fapt mai este puțin și se termină deja cursul de ospătar acum la începutul lui aprilie, acesta începând mai de mult. Pe data de 16 martie a început și cursul de patiser cu o grupă de 27 de femei și urmează mai târziu, deci cei care ar dori să se mai înscrie la partenerul nostru 2 pot să mai facă pentru cursul de cofetar, care o să înceapă mai târziu. Am o rugăminte. Persoana care sună cu număr necunoscut insistent este rugată să renunțe pentru că nu vom răspunde la telefon. Acest telefon, acest număr este afișat numai pentru SMS-uri. Dacă doriți să înjurați, pentru că altfel n-ați sunat cu număr necunoscut, puteți înjura pe SMS și apoi să lăsați telefonul liber, pentru că oricum nu vom citi mesajul, că nu avem voie. Și cei care au întrebări sau așa pot să le adreseze pe SMS foarte exact, simplu. Eu asta spuneam, dar atâta timp cât telefonul dacă stă sunt ocupat cu o persoană care sună cu număr necunoscut, e mai greu. Da? Cine știe, poate reușim. Da, sunt diverse persoane care își ocupă timpul și cu așa ceva, să sune cu număr necunoscut. Da. Neșansa dumneavoastră este că eu nu răspund la cineva care nu își, care sună cu număr ascuns, de fapt. Da? Să continuăm. Poate este din afara țării. De exemplu, mie mi se întâmplă să-mi apară cu număr sau cu necunoscut. Număr privat. Da? Da, când sunt sunată din nu afara știam, țării. Dar nu am prieteni prea mulți din afara țării. Oricum, nu, da. Nu luăm telefoane în timpul emisiunii, așa că nu existați. Numai SMS-uri. Să continuăm. Da. Deci, ziceam, legat de oportunitatea de a se mai înscrie la partenerul nostru 2, cei care vor o pot face doar pentru cursul de cofetar. Acesta mai are loc. O să mai fie organizat de către dumnealor. Celelalte, unul de urmează să se finalizeze deja. Și celălalt deja a început. Sunt cursuri care fac parte tot din acest proiect? Adică sunt aceleași da. Facilități pentru toate? Da. Poate puțin cursurile. Diferite în ceea ce privește subvențiile care se acordă participanților, subvenția aceea în bani de care vă ziceam, în sensul că aceste cursurile de lungă durată au o sumă mai mare care o primesc. Deci sunt cele de acesta de care vă ziceam, patiser și cofetar, de exemplu, durează 3 luni, sunt de 360 de ore, primesc 3 milioane. Vechi ron, deci 300 ron. 300 ron este tot cursul sau? Da. Întregul curs. Da, da. Uh-huh. Care se primește la finalul cursului. Plus sunt decontate de asemenea cheltuielile de transport pentru cei care vin din altă localitate. La sfârșitul fiecarei luni își depun biletele. Da. Sau documentele benzină, justificative. Ba da, și bonuri de benzină, dar cum să zic, dacă sunt mai multe persoane care să vină cu deci nu doar pentru o singură persoană, pentru să că nu ne încadrăm în buget. Da, 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 am A înțeles. Fost prevăzut un anumit buget care trebuie respectat. Da, da, da. Și pentru celelalte nu cursuri de manager transport. De proiect și competențe antreprenoriale și competențe sociale și civice, mai sunt locuri? Da, noi, acestea, după cum vă spuneam, sunt cursuri de scurtă durată pe care le organizează chiar Asociația Psihologilor Gorjeni. A fost deja o serie de manageri de proiect,
organizată la aici, la Târgu Jiu, și una de dezvoltare personală, de, nu, în, în altă localitate organizată, și o să mai fie și engleză și dezvoltare personală, și manager de proiect. Acestea din urmă, dezvoltare personală și manager de proiect, managerul cel puțin o să fie după iunie, după iunie anul acesta, fiind prognozată pentru anul al doilea de proiect, deci începutul celui de-al doilea an de proiect. Avem un SMS. Cât este subvenția la cursurile de scurtă durată? 100 de lei. Adică un milion vechi. Și pentru că spunem 70 de ore, 50 de ore, cum sunt grupate orele? Adică omul ar trebui să știe cât durează ca perioadă de timp, chiar dacă... Ziceam, deci la cele de 50 de ore, aproximativ, de fapt și la 70, la cele de 50 aproape o săptămână jumătate, 70 de ore, aproximativ 2 săptămâni. Și câte ore vin la curs pe zi? Cam cât? Astea sunt în funcție, diferă de la curs la curs și în funcție de formatorii care, de lectorii care sunt la acel curs, pentru că asta se stabilește atunci la început, înainte de fiecare curs, împreună în funcție și de programul lectorilor care predau la acel curs. Nu sunt întotdeauna aceiași. Și unde se țin cursurile? Asta iarăși depinde în funcție de, deci, cum vă spuneam, cele care sunt organizate aici în Târgu Jiu, de regulă acolo unde avem și noi sediu, avem și o sală de curs. Sau în alte localități, de exemplu, am făcut la școală sau diverse convenții sau am plătit chirie chiar la școală sau alte locații care sunt identificate în localitatea unde se face. Deci dacă se strânge o grupă de cel puțin 20 de persoane, într-o anumită localitate, merg lectorii acolo. Exact, da? Da. Dacă sunt mai puțin sau cum sunt la cursurile acestea de lungă durată și de la meserii, în special cele derulate de către partenerul Fundației Caterina Teodoroiu. Sunt toate organizate în Târgu Jiu pentru că presupun mai mult parte de practică, care sunt la diverse restaurante sau hoteluri sau și acolo, de aceea și de nevoie să se vină în Târgu Jiu. Spuneam, da, celorlalți se decontează și transportul. De exemplu, mai avem am o întrebare legată de locația cursurilor. Dacă, de exemplu, nu sunt 20 de oameni dintr-o localitate, în schimb sunt 20 de oameni din 5 localități care sunt învecinate între ele, se poate și așa organiza într-una din acele localități? Da, exact, este și aceasta o idee și e foarte posibil să avem o situație de genul acesta chiar în ce localitate? La Telești. Urmează să înceapă undeva la sfârșitul lunii martie, pe 30, dacă îmi aduc bine aminte data. Un curs de limba engleză, inițiere în limba engleză, și e posibil să fie și câțiva de la Bălești, de exemplu, sau nu e foarte... Adică încă sigur. Nu e foarte sigur de la momentul acesta, dar au fost unele discuții. Da, cursurile astea, într-adevăr, vin în întâmpinarea oamenilor, pentru că reconversia profesională se pare că, deși e un lucru care nu încântă pe nimeni, pentru că normal ar fi să învățăm în școală ceea ce urmează să facem în viață, dar se mai schimbă, din păcate, economia e foarte schimbătoare și sunt oamenii, mai ales acum cu disponibilizările, care se trezesc dintr-o dată că după, știu eu, 10 ani, 20 de ani de activitate, poate la stat, poate într-o unitate economică mare, rămân fără un loc de muncă și sunt nevoiți să caute o soluție. E adevărat, se întâmplă și... eu zic că n-ar trebui să îi sperie totuși, chiar dacă au...
Și vârste mai, să zicem, după 20 de ani de muncă, presupune o vârstă mai înaintată, poate. Dar crezul nostru este că întotdeauna există o soluție și sau se poate găsi o soluție, chiar dacă nu cea ideală pe care poate și-o dorește fiecare, dar cu siguranță una rezonabilă care să poată fi adoptată de către fiecare sau de care se poate să profite o persoană aflată într-o astfel de situație. Întreabă cineva între ce vârste se poate înscrie, adică ce vârstă poate avea cineva care poate participa minim la 18 aceste ani, cursuri. Deci nu există neapărat limită de 50 vârstă. De ani? Nu pot să fie și peste 50, da. Da? În principiu, oricum, e vorba de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Adică până la 65 de ani, că pensia este la 65. Asta vreau să zic, cum a crescut acum vârsta de pensionare. Pot să fie, acum am zis, minim 18 ani și tot înainte. Da. Mai avem un SMS care întreabă, eu sunt din Dănciulești, decontați o asemenea navetă? La Dănciulești cred că sunt în jur de 60-70 de kilometri. Dănciulești, da? Da. Avem impresia că e mai aproape. Da. Da? Deci nu contează distanța. De exemplu, știu că la cursul de ospătar au fost și persoane din Alimpești sau Polovragi sau... Da, iar înseamnă peste 50 de kilometri. Da, tot ceva de genul acesta. Bine, să nu veniți cu o mașină care consumă mult. Da, cu mașina, eu v-am zis, bugetul pentru transport nu este foarte mare pe acest proiect. Nu știu, ne orientăm să vedem dacă putem să facem ceva realocări eventual, dar de ce de preferat cu mijloc de transport? În comun. Exact, dacă este să fie naveta și depinde pentru ce curs ar fi interesat telespectatorul dumneavoastră sau telespectatoarea. Da, poate pentru că la cele de scurtă durată, după cum spuneam, putem să organizăm și mai aproape de dumnealor. Îmi cer scuze pentru voce, dar chiar nu se poate, mai bine de atât. Nu e nicio problemă, mai avem și probleme de sănătate, asta este. Da, telespectatorul care a trimis mesajul de la Dănciulești, dacă vrea să ne spună și la ce curs vrea să se înscrie. Dacă nu, oricum le-am spus unde ne poate găsi pentru detalii sau informații suplimentare de care ar fi interesat. Există și pe internet aceste informații, pentru că foarte multe persoane accesează internetul și unde le pot găsi să se documenteze cu numere de telefon, cu adresă exactă, cu informații, cu perioade? Da, există, avem pe site-ul asociației www.apsg.eu, de la Asociația Psihologilor Gorjeni, apsg.eu, și acum, mă rog, avem la secțiunea proiecte, sunt toate proiectele pe care le derulează asociația în acest moment. Dacă intră la proiectul SENS, poate să găsească toate informațiile și legate de acest proiect. Și dacă nu vor ține minte exact denumirea proiectului, există și căsuța de căutare, cursuri, știu eu. Da, manager proiect. Da, cred că și dacă dau și simplu pe Google, cred că pot să găsească cursuri gratuite Târgu Jiu Gorj sau... Da. Ca să ajungă acolo unde e trecut proiectul. Oricum, dacă e de ajutat, dacă țin minte Asociația Psihologilor Gorjeni și scriu asta pe Google, găsiți, o să le apară site-ul nostru. Tot ce le trebuie. Nu, mă gândeam să se descurce în site. Da, și în site. Da. Sigur, deci, e și căsuța de căutare. Exact, e și căsuța de căutare și apar și pe bara de meniu orizontală și pe cea verticală, deci sigur, nu, cu siguranță se vor descurca. Da. E un proiect bun, mai ales că oferă și o motivație financiară, să zicem, adică totuși sunt niște bănuți pe care omul îi câștigă și îl încântă. Mai sunt se decontează transportul. Ce diplomă primesc?
Primesc un Ce certificat de valabilitate are acest certificat? absolvire pentru cele de scurtă durată sau, de fapt, pentru ambele, diplomă de absolvire sau certificat de absolvire, pardon, sau certificat de calificare, care sunt recunoscute atât la nivel național cât și european. Ca toate certificatele emise sub egida și Programului. autorizate de ANC, de fapt, de Da. Autoritatea Națională pentru Calificări, cum se numește fostul CNFPA, actualul ANC. Cu siguranță nu toți telespectatorii noștri sunt obișnuiți cu acești termeni și cu aceste instituții și toată lumea întreabă, sunt recunoscute de Ministerul Învățământului? Da. Pentru că așa se știe, domnule, pot fi asimilate cu învățământul pe care, mă rog, școlile sau Da, exact. calificările Noi, din ca să cadrul poată fi, învățământului, pentru a putea Ministerului fi Învățământului. acordate aceste certificate, noi și ca toți furnizorii de formare, de fapt, a trebuit să ne autorizăm mai întâi pentru acestea. Au dosare de autorizare care au fost depuse la autoritățile județene, AJPIS-ul, pentru am un lapsus acum pe denumirea aceasta lungă. AJPIS acolo, de acolo de unde își iau și gravidele, unde se depun dosarele Da. pentru venitul acela din maternitate. Am înțeles. Mai sunt patru cursuri de care n-am amintit, Pe care pe trebuie care să le de. amintim în 4 minute, pentru că se termină Ok, emisiunea. am înțeles. Cursuri derulate de partenerul nostru 1, SECEPA Ideea SRL, și anume de lucrător în comerț. Toate sunt de câte 360 de ore, ca să precizez, deci 3 luni. Pentru meseria de lucrător în comerț, manicurist-pedicurist, îngrijitor bătrân la domiciliu și frizer. La momentul de față sunt în derulare cursuri, câte o serie de curs de manicurist-pedicurist și îngrijitor bătrân la domiciliu. În ceea ce privește primul, au mai fost două serii deja. Mai sunt înscrieri? La îngrijitor este prima serie și o să mai fie înscriere exact și pentru anul 2. După cum vă spuneam, toate tipurile de cursuri pe care le-am amintit va fi cel puțin o serie și în anul 2 de proiect, De acum înainte, adică deci după mai sunt iunie locuri. 2015. Deci asta e ideea, cursurile se fac în serie, în mai multe serii, în timpul proiectului. Exact, da. E cineva Nici n-am care putea altfel. trimite un mesaj, nu am văzut de la început emisiunea, unde ne putem înscrie la aceste cursuri. Să revenim și să spunem adresa exactă Adresa, da, pentru telespectatorul sediu care. de implementare, biroul de implementare al proiectului acesta este pe strada Tudor Vladimirescu, numărul 36, lângă Târgu Jiu. tribunalul în Târgu Jiu, da? Cum spuneam, lângă Muzeul Județean Partea și stângă, Casa Măldărescu. Întrebați de Casa în Măldărescu la oblică, muzeu. peste stradă, pe oblic, așa, de tribunalul Gorj. E chiar pe Da. colț. Vă spun eu, stați cu Oricum, nu fața au spre pus muzeu la. și e clădirea din stânga într-un parc, Da. aceea înaltă, stil arhitectural vechi. Da, nu au Nu? cum să rateze, întrucât noi avem și bannerele afișate și expuse undeva în exterior acolo, deci o să le observe cu siguranță. Iar în această clădire, când va funcționa Școala Populară de Artă? Poate sunt persoane care o identifică așa. Da. E foarte simplu, lângă muzeu, Casa Măldărescu și mergeți acolo, Cum găsiți. am zis, Iar să cine amintesc are, și cine poate documentele pe necesare, internet, da, și eventual, documentele, care ar fi iar pentru o cine scriere. dorește, poate să caute Asociația Sens pe internet și să Asociația găsească acolo Psihologilor Gorjeni, proiectul SENS. Da. proiectul Sens, Da. Asociația Psihologilor Gorjeni și găsește acolo site-ul Deci, proiectului, site-ul cei asociației pe care apar interesați pot proiectul. să aibă, dacă e să nu facă mai multe drumuri, pot să aibă la ei copie după cartea de identitate, după certificatul de naștere sau de căsătorie, dacă și-au schimbat numele, după un ultim act de studii și
Cam atât în acest moment. Mă rog, se mai cer și o adeverință medicală, dar pentru cei care deja optează pentru un anumit curs și pentru că nu e nevoie la toate această adeverință medicală. Da. Și pentru că ai spus despre act de studii, ce studii pot să aibă, dacă pot să vină și fără studii deloc? Da, bună întrebare. Pentru cursul de manager de proiect, de exemplu, este obligatoriu să fie absolvenți de studii superioare. La celelalte fluctuează. De exemplu, pentru lucrători în comerț, manicurist, pedicurist, îngrijitor și bătrân la domiciliu și frizer, pot să fie absolvenți de studii medii. Chiar și profesionale. Și profesionale, bine. Deci minim studii gimnaziale, de fapt, pentru că și asta diferă în funcție de anul în care a terminat persoana. Știți că la un moment dat erau obligatorii 7 clase, am avut persoane. Deci sau și studii 8 clase. Nu. Da, nu... deci studiu gimnazial. Gimnazial, am înțeles. Eu făcând parte dintr-o generație mai așa, școala generală pentru mine înseamnă până clasa 8-a inclusiv. Da, și studii gimnaziale, exact la asta. Iar la cofetar, patiser, ospătar e nevoie de studii medii. Aici era cu studiile medii, liceu sau școală profesională. Am înțeles. Irina... Iar la cele de scurtă durată, exceptând managerul, pot să fie inclusiv cu 4 clase. Da? Da, de la 4 clase în sus. De exemplu, la dezvoltare personală, unde acea competențe civice și dezvoltare personală. Bine, toată lumea poate, probabil că are nevoie de dezvoltare personală, dar cei cu un nivel mai de instrucție mai scăzut, cu atât mai mult. Poate. Cu atât mai mult. S-ar mai putea vorbi multe despre asta, oricum pe internet găsiți informații, puteți să sunați și la noi la televiziune dacă nu vă descurcați. Da. Suntem la finalul emisiunii, se dau și premii? Da, pentru cei care depun acele planuri de afaceri de care vă ziceam, deci există posibilitatea, în special pentru cei care o să participe la cursurile de competențe antreprenoriale, care o să fie organizate în lunile mai-iunie, pot să primească, sunt 6 premii, între 3.500 și 2.000 de lei. E pe locul 1, locul 2 și locul 3. Premii în bani. Exact. Pentru a-și înființa afacerea, a-și înființa firma și a avea un mic capital pentru demararea afacerii. Am înțeles. A pune în practică planul de afaceri pe care și-l propune. Finanțare pentru planul de afaceri? Exact, pentru planul de afaceri. Deci aceștia pot fi accesați pe un plan de afacere. Cum spuneam, avem și aceste cursuri de competențe antreprenoriale la care chiar invităm pe cei interesați să se înscrie. Ele o să fie derulate în mai-iunie, cum vă ziceam, sau și august. Dar în principal mai iunie și vor beneficia odată de cursul în sine, dar și înainte și după asta, inclusiv de consultanță efectivă, adică în asistență tehnică, în elaborarea actului constitutiv sau stabilirea obiectului de activitate, sau, deci efectiv pentru a înființa acea firmă. O să fie angajat un expert pe termen scurt, sunt prevăzute 4 luni în care să fie, care o să fie de profesie jurist, așa ne-am propus, care să poată să-i dea consultanța necesară. Exact. Mulțumesc pentru prezența în emisiune și telespectatorilor pentru atenție. Și eu pentru invitație. Ne mai revedem. Dragi telespectatori, la revedere! La revedere! Comuna Bustuchin a fost marți 24 martie 2015 gazda unui simpozion cu participare internațională, care a avut drept scop prezentarea unui model de bună practică pentru comunitățile locale din zonă în privința unei agriculturi organizate prin asocierea producătorilor în cooperative. Ne-am invitat
din Spania, din Catalonia, un președinte care, cooperativa dumnealor, are 100 de ani de viață și de 21 de ani președinte. Și astăzi va fi în mijlocul nostru, în mijlocul celor care vor răspunde la invitație, pentru a ne da informații și a ne spune că și Spania, ca și toate țările din Uniunea Europeană, au trecut prin ceate cu noi și prin informații pe care le vom primi, sigur să căpătăm încredere în noi, iar noi, la rândul noi, să transmitem informația în comunitățile noastre și să-i facem pe oameni să înțeleagă că trebuie să cultivăm terenurile și aici astăzi se va referi mai mult pe plantații de mură, plantații de zmeură, adică problema plantațiilor care se pretează la terenul nostru din zona de deal. Vor primi și consultanță în continuare dacă se vor hotărâ să acceseze fonduri? Da, știți bine că noi avem și asociația Eurohouse, am avut multe proiecte, chiar un proiect european, unde pregătim vreo 7 tineri pentru a putea să asigure consultanță pentru acei cetățeni care totuși capătă încredere și care doresc să-și muncească terenurile și să facă o afacere. La întâlnirea primarilor și a localnicilor din zonă cu reprezentantul agricultorilor din Catalonia, au participat și specialiști din cadrul instituțiilor care gestionează fondurile acordate fermierilor din România, precum și din alte instituții menite să le acorde sprijin. Măsura 4.1 se referă la investiții în exploatațiile agricole, atât în sectorul vegetal cât și în sectorul zootehnic. Deci, înființarea de ferme vegetale, înființarea de ferme zootehnice, dotarea acestora cu toate echipamentele la fermele tot ceea ce trebuie pentru activitatea din zootehnie. Sumele alocate sunt destul de mari. În cultura mare, deci în vegetal, suma maximă pe proiect este de 1 milion de euro, iar în zootehnie este 1.500.000 de euro. Rog pe prietenul nostru din Catalonia, are un microfon în față, are translator care este concetățeanul nostru de aici și ne bucurăm că n-am fost nevoie să mai importăm un translator și că l-avem aici. Vedeți cât e de bine. Și aș vrea să încerce să ne explice și să ne facă să înțelegem că și la ei a fost greu, și pentru ei a fost greu, că și ei au plecat dintr-o nebuloasă, că și ei au plecat de undeva de nu credeau și nu aveau încredere în ei. Cum suntem noi, de fapt, astăzi? Și că s-a putut ajunge aici unde sunt ei. Cada comunitate de Spania, în fiecare comunitate din Spania, ai una federación de cooperativas. Avem o federație de cooperative. În Catalunya, în Catalunya, a la federación pertenecemos 227 cooperativas. În federație suntem 227 de cooperative. Tenemos 35.000 socios. Avem 35.000 de asociați producători. Pero si vemos, dar dacă vedem socios que tenemos que asociați ce nu produc și beneficiază de serviciile oferite de către cooperativă, putem să ajungem la 70.000 de familii ce o să depindă de cooperativele, ce depind de cooperativele din Catalunya. Avem 4.814 muncitori pentru cooperativele, pentru cooperativă, și facturăm 19 milioane de euro al an. 1519 milioane de euro pe an. Participanții la simpozion s-au arătat interesați să afle cât mai multe despre funcționarea cooperativelor din Catalonia, dar și despre produsele agricole specifice acestei zone geografice.